poate, poate apusul de soare e doar zăritul văzut de la spate. Tatăl tău i-a arestat pe părinții mei. Da. Și tot el a făcut totul. A organizat urmărirea, i-a arestat, i-a... În fine, știi foarte bine. Nu. Nu, 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 nu. Asta nu poate să fie adevărat, nu. Nu, 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 asta nu e adevărat, nu. Ba da. Adus aminte, era detașat la Praga cât am fost noi la început împreună. N-a putut să vină nici măcar la înmormântarea primei mele soții. A venit direct la nunta noastră. Și după nuntă a făcut investigații despre tine. Și a aflat tot. Adică, eu am trăit lângă un criminal. Eu am trăit alături de criminalul care mi-a trimis părinții la moarte. Oh, oh, oh. Și i-am spus și tată. De fapt, să știi că n-am vrut să spun asta niciodată, dar a trebuit. Nu mă întreba de ce am făcut-o acum, dar crede-mă că a trebuit. Pentru mine e o problemă de viață și de moarte. Trecutul nostru. Nu. Nu, nu, nu. Acum tu nu mai spui nimic. Nu, nu, nu. Nu mai spui nimic tu. Tu, acum eu o să plec. Acum plec. Pentru că nu știu dacă o să mă pot stăpâni. Nu sunt gravidă. Nu sunt gravidă. Nu mai beli ochii ăștia la mine. Bă, dar de ce te-ai jucat cu chestia asta? Nu înțeleg. De ce tocmai cu asta? E o poveste mai lungă. Da. Ok, pe care prostul nu înțelege, na. Hai mă, termină-te, că n-am chef să-mi înfreșe mie nervii acum. Sunt destul de bulversată. Am dragi pe mine. Ba, te rog eu din suflet să-mi explici. Da, mă, eu diva asta nenorocită, am vrut un copil. Am vrut un copil cu nemernicul ăsta, care am crezut că mă iubește sincer. Te rog frumos să-l lași pe ăsta în pace, că nu mă interesează de el. Spune-mi povestea. Cum ziceam, e o poveste mai lungă. Din anumite motive pe care nu pot să ți le explic acum, n-am vrut să fac copilul ăsta cu corpul meu. Și atunci am plătit o povară ta ca să facă copilul ăsta pentru mine. Chestia asta se plătește cu bani? Toate se plătesc, iubirică, în viața asta cu bani. Și alea bune și alea rele. Da, o să mă răzbun, nu, o să fac eu cumva, fii atent, uite la mine, Mariu, dar nu-l fac eu pe Bobby să vină în genunchi târându-se la mine, îl fac să regrete ziua în care s-a născut și el și asta. Păi cum, mă, eu îi primesc la mine în casă, îi pun la masa mea, le pun pe tavă cariera mea, viața mea, tot, și ăștia mă fac pe la spate, mă, pe mine? E ok așa? Îi distrug. Auzi, da, tu ai idee dacă s-au culcat? Mario, tu nu înțelegi nimic. Tu nu pricepi că ovulul e al meu? Ovulul e al meu și ovulul meu i-a fost băgat în corp lui Irina. Ce nu înțelegi? Da, mă, ce să crezi? Am înțeles prostul asta. Te întreb dacă ai idee dacă s-au culcat din iubire. Păi nu știu, de unde dracu să știu? Că e pe repede înainte totul. De unde să știu?
Tot ce știu este însă că o să mă răzbun pe aici și trebuie să fiu, cred că acum am mai foarte vigilentă. La fel și tu. Eu? De ce? Da, tu. Pentru că din momentul ăsta tu ești partenerul meu în răzbunare. Pentru că ție ți-am dezvăluit toate secretele. Da, tu știi tot. Tu și mai știe Veorica și mama Gela. Da, adică tot județul Ilfov. Dacă nu te vedeam cu ochii mei, muream și nu credeam că tu faci piața. Nu par genul ăla piețar, știi? Adică îmi place de tine, că ești veselă în dimineața asta. Foarte veselă. Păi dinăuntru sunt coaptă de nervi. Da? Dacă tai nu curge sânge, ești draci. Dacă poți să te ajut cu ceva? Cu ce să mă ajuți? N-ai cu ce. Bărbatul meu îmi ascunde ceva. Sigur îmi ascunde ceva, că nu mă sună, nu-mi trimite bani. Asta unul. Mama a plecat astăzi în Spania, la papa, știi? Și eu am rămas aici, ca proasta, că pe mine nu m-a chemat. Ce bun. Iartă-mă, nu trebuie să zic asta. Ba da, e un adevărat bob. Știi, când vorbesc cu el, când îmi răspunde. Când sun eu și el îmi răspunde. Deci că e handicapat mental, îmi zice doar da, nu, dă-mi vine să iau un avion să mă duc după el acolo, să dau cu el pe jos. Da. Ce noroc că unii și cum dau cu piciorul la el. Dacă aș avea o femeie ca tine, dar... Asta e. Nu prea ai avut noroc în dragoste, nu? Două femei am iubit și eu toată viața și... Amândouă m-au înșelat. Pare rău. Iartă-mă, nu știu ce e cu mine, nu trebuia să... Ce știi, min? Hai în casă, că nu e amic aici. Aoleu, dă-te, drag. Cu bridele tale, cu tot. Hei! Ce faci dumneata aici? Uite, am venit să-i fac o surpriză lui Diva. Să știi că Veorica a plecat în Spania la bărbatul și am venit eu în locul ei. Ce zici? Ce zic? Da. Tu știi în ce te bagi? Da, să fac ce mi-e frică de nebuna aia. Și după aia ești și tu aici, ești și Mario. Au, știi ce s-a bucurat Mario când a aflat că o să fiu acelea? De tu ce ai fața asta așa tristă? Ale mele. Păi, dar unde pleci? Nu știu, mamă Gelo, unde văd cu ochii? Fii atentă. Să nu faci o prostie. Că eu am venit acela pentru tine și pentru Mario să vă ajut. Tu ce crezi că la vârsta mea îmi trebuia mie să viu servitoare la o proastă? Hai, dă grijă. Hai la blide. Și mie asta. Au zis-mi eu că țigăncile sunt mortale în pat. Dar n-am crezut până azi. Da? Mm-hmm. Ce nu știi tu e că de data asta am fost chiar timidă. Hai, nu mai spune. Cât e ceas? E târziu. E târziu, trebuie să pun masa. Maria e operată la picior, nu știu dacă coboară. Maria s-a operat? Da. Ce a pățit? Zic că un accident de mult și de când ăsta al nostru e reșinat după ea, a bătut la cap să mai danseze și a pus-o să se opereze. Hai, da, unde s-a operat? La București, hai că-ți mai povestesc eu, haide. Hai, vorbim, pa. Auzi, tu crezi că o să mai poți dansa vreodată? Când o să se vindece, o să... Aflăm dacă pot sau nu. O să vedem cum a decurs operația. Ce faceți? Da, unde ești tu așa de frumușel?
frumoșerule. Am niște întâlniri. O să vorbesc și cu avocatul. O să discutăm despre fundația de care vorbeam noi. Mm-hmm. Ce fundație? E o poveste lungă. O să spun. Hai, aveți grijă. Pa! Pa! Pa. Ce fundație face asta? Hamza e preocupat de o problemă care ne privește pe toți. Încălzirea globală. Și vrea să facă o fundație care să învețe pe oameni cum să protejeze planeta noastră. Ce înseamnă încălzirea globală? Din cauza mașinilor care scot mult fum, a termocentralelor, a rafinăriilor, în aer se emană mult dioxid de carbon, care acoperă pământul așa ca o... cum să zic, ca o... ca un ecran de sticlă. Și de asta avem temperaturi mult mai ridicate, se topesc ghețarii. Și în fine, îți pot spune Amza mai multe. Hai la sport! 1. Dar atunci când ne aruncăm sticle de plastic pe jos, asta face parte din încălzirea globală? Ba da, da, face parte. 3, 4. Zici că mai am puțin și îl duc la grădiniță. Boss. Și al tău e mai mic decât al meu. Al meu? Ce ciudat sună. Uneori sunt atât de confuză. Pentru că mi-aș dori să fie al meu, să-l văd cum crește, să am grijă de el. Și alte ori îmi doresc pur și simplu să... Nu există toată treaba asta. Sănătate? Dar ce ai pățit? Ai răcit? Nu. Dar am avut niște frisoane azi dimineață, de asta nu m-am dus nici la spital. Că mi-e frică să nu răcesc. Mamă, și mie mi-e frică. Păi nu prea ar fi bine deloc să răcim. Știu. Dar ziceai ceva. Că s-a întors tatăl copilului. Da, și aia și-a dat ochii peste cap și eu m-am despărțit de el. Tu... cum adică te-ai despărțit? Irina, tu ești îndrăgostită de soțul Divei. Așa asta nu mă mai sună odată. E complet nebun. Dar păi, las că te sună el. Aha, nu, e timp de pierdut șeri. Elefantul așteaptă niște rezultate de la oncologie. Trebuie să-l pun în temă, trebuie să știi. Alo? Alo? Andrioșa? Păi, dar nu mai veniți odată? Da, păi am mai avut niște întâlniri. Da, ia fi atent aici. Scoate-mă la o cină în seara asta, doar noi doi, că am ceva foarte important să zic. Bine, o să mai vorbim despre asta. Pa. Alo. A închis. Ce? Doamne, nu mai scap de pacul ăsta asta de Lili. Eu am femeie gravidă acasă și ea vrea cină romantică. Serios. De mă, dar cine a pus-o să se mărite cu Alin? Da. Ce s-a fi întâmplat? Nu știu, dar hai să mergem acasă. Mama nu face din asta decât dacă e ceva grav. Hai! Ia zi, ce facem? Stăm. Vreau să fiu lângă ea, te rog. Hai mă să mergem. Nu mergem, frate, nicăieri. Nu mergem la ea, că e imbecilul ăla acolo și mie că-i crăp capul dacă-l văd. Te rog, eu nu mă întreba de ce fac asta, că nu știu să-ți zic decât că o iubesc. Și o iubesc mai mult decât propria mea viață. Și simt să fac asta. Simt că trebuie să fiu aici.
Lasă-mă în pace că nu mai pot. Nu mai pot. Eva. Lasă, nu mă atinge. Nu, 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 să nu pui mâna pe mine. Să nu îndrăznești să pui mâna pe mine. Mamă, încearcă, te rog frumos, să te calmezi, ești foarte nervoasă. Serios? Nervoasă eu? Mamă, liniștește-te, mai bine pentru noi toți. Pentru voi. Mama, pentru voi poate că e mai bine, pentru mine nu o să mai fie bine niciodată. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, ce am trăit? Am trăit lângă un criminal, taică tu, care ne-a aruncat în orfelinat pe mine și pe surorile mele. Doamne Dumnezeule, am trăit alături de un monstru. Acestui monstru eu i-am crescut nepoții. Am stat alături de el la masa de Crăciun, la masa de Paște, Doamne. Măi, tată, tu ai știut toate astea de la început? Da. De fapt, am aflat imediat după anuntă. Dar eu nu înțeleg cum nu i-ai spus până acum. Adică 27 de ani a stat împreună și fix acum ți-ai găsit să spui? Nu, jur, nu înțeleg. N-are importanță, nu contează. Și nu mă interesează lucrurile astea pe mine, nu mă mai interesează, eu plec. Te părăsesc, înțelegi? Mamă, te rog, nu faci asta, te rog. Să nu fac asta? 10 ani de zile ai trăit alături de o altă femeie. Și am înghițit și te-am iertat și am trecut peste. Dar ce am aflat acum despre tatăl tău? Nu, e prea mult. Nu mai pot. Eu nu mai vreau să trăiesc în minciună. N-ai decât să trăiești tu în minciună. Trăiește cu păcatele tale, cu ticăloșiile tale. Trăiește cu moartea părinților mei pe conștiință. Poți? Uite-te și tu. Nu poate răspunde abonatul, are telefonul închis. Zim, unde este Irina? Zim. Pe mine mă întreb sau cum? Bobby, dacă joci tatu cu mine, nu știu ce ți se întâmplă. Zim, unde e Irina? Măi, nu înțelegi că nu știu. Bă, dacă ați făcut ceva copilului meu, jur că vă mor. Băi, băi! Cum să-i fac ceva copilului? Și copilul meu, nu înțelegi? Plec, înțelegi? Te părăsesc și nu vreau să te mai văd niciodată. Nu mai vreau să te văd în viața vieților mele. Nici la moartea ta nu mai vin. O să trimit un buchet de flori cu o panglică neagră. Dacă vreți să mă vedeți, știți unde să mă găsiți. Cum să mă căutați, e clar? Mamă, te rog, nu faci asta. Până la urmă, nu tata i-a omorât pe bunicii noștri. Nu? Nu? Cine a șters numele torționarului din dosar? Numele tatălui tău, tu l-ai șters din dosar! Criminalii îi acoperă pe criminali, ăsta e adevărul. Mamă, tata nu e un criminal. E un sfânt, așa e? Un sfânt ești, un sfânt. Amărâta aia, brândușa sau cum o chema. Din cauza mea, nu? Din cauza mea s-a aruncat de la balconie. Stați puțin așa. Ia stați puțin așa, că fac ce vreau cu viața mea. E viața mea, e clar? Eva. Da, Ștefan. Hai că nu mai ține. Nu mai ține cu oftaturi, cu tristeți, cu dureri. Gata. Nu mă impresionezi. Nu mă mai impresionezi. Plec. Acum plec. Îmi iau lucrurile, îmi iau ce am. Îmi iau nimic. Plec. Mă, dacă voi ați făcut ceva copilașului meu pe care nu am apucat să-l țin în brațe, vă omor pe amândoi, vă omor! Hai, liniștește-te, lasă! Doamne, bea un pic de apă, uite! Hai! Ce fac? Unde dracului să mă duc? Am sunat pe toată lumea! Numai din cauza ta se întâmplă toate astea, Bobby! Numai din cauza ta! Gata! Liniștiți-vă! Nu! E moartă! Aia! Nu mai terminești tu cu prostiile astea. Măi, dar cum vorbești așa cu o doamnă în vârstă? Dar nu-ți e rușine? Așa, bravo, bravo. Place de tine? Place de tine? Când vă spun eu că nu e moartă la sigur. Băițică, cărțile mele nu minte. E acum mi-arată așa că ar fi băgată într-o cutie. Dar nu e secret, nu. Cutie. Aie. Într-o cutie. Maria! 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 Oh. Maria, ești bine? Ești bine? Oh. Ușor, 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 dragă mea, ești bine? Oh, dar, ok, stai. Gata, gata.